Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Lăsați comentarii cu personajul vostru preferat. Infidelul, episodul 27. Asia și Derin plănuiesc să spargă geamul și să fugă, dar sunt prinse înainte de a putea face ceva și renunță la plan pentru că Faruk are o armă în mână. Asia trebuie să se prefacă că își dorește să se răzbune pe Derin, dar îi spune lui Faruk să o lase să se gândească cum să o pedepsească pentru că nu vrea să o ucidă. Când sunt singure, Derin o acuză pe Asia că i-a distrus căsnicia și îi spune că nu va divorța de Volcan. Derin află de la Asia că este însărcinată și regretă planul ei de a-și înscena răpirea care a adus-o aici. Nelly și poliția intră în casa lui Faruk și găsesc o cameră plină cu fotografii cu Asia și cunoștințele ei, dar și indicii că el a răpit-o pe Derin. În curând se află și de dispariția Asici. Soția lui Faruk, Nazan, este sunată de poliție și chemată pentru declarație. Nazan merge și dă declarația, apoi polițiștii o urmăresc pentru a ajunge la Faruk, dar îi pierd urma. Când Idem vede cât de îngrijorată este Gonul, îi spune că Derin și-a înscenat răpirea și o asigură că este bine. Gonul crede că Derin are legătură cu dispariția Asici. Nazan se duce acasă la Asia să ia niște lucruri pentru ea. Când intră în curte, îi întâlnește pe Volcan și pe Bahar și le spune că vrea să o viziteze pe Asia. Volcan o urmărește apoi împreună cu poliția și ajung la casa unde se află fetele. Faruk pleacă în oraș și este prins. Văzându-se singure cu Nazan, fetele încearcă să o doboare și să fugă, dar în timpul luptei dintre ele, Asia este împușcată. Volcan aude focul de armă și aleargă spre casă. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.